Anul acesta vor fi finalizate lucrările de construcție la trei grădinițe din oraș cu finanțare europeană. Acestea vor fi edificate în trei cartiere diferite ale municipiului Suceava. Pe de altă parte, potrivit primarului Ion Lungu, specialiștii primăriei sunt destul de avansați cu documentația pentru o creșă nouă. Este vorba despre grădinița din Burdujeni Sat, din curtea școlii generale numărul 6, grădinița din centru, de pe strada Dobrogeanu-Gherea și cea din Ițcani, din curtea școlii generale numărul 7. În Burdujeni Sat suntem în faza cea mai avansată. Practic, construcția este terminată, s-au finalizat licitațiile la dotări, s-au semnat contractele. Până la sfârșitul lunii august vom începe și gazul metan. Va fi inaugurată la începutul noului an școlar. În zona centrală, pe strada Dobrogeanu-Gherea, se lucrează destul de bine. Am început licitațiile pentru dotări, iar grădinița va fi dată în funcțiune pe 31 decembrie 2021. De asemenea, se lucrează foarte bine la grădinița din Ițcani, în curtea școlii numărul 7. Până la sfârșitul anului va fi ridicată. Mai pregătim pe fonduri europene încă două grădinițe noi, în cartierul Opcin și în curtea școlii generale numărul 1. Totodată suntem destul de avansați cu documentația pentru o creșă nouă cu 10 grupe din cartierul Dealul Mănăstirii din Burdujeni. Pentru municipalitate, infrastructura școlară reprezintă o prioritate. Doamne ajută! A declarat primarul municipiului Suceava, Ion Lungu.